Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Plus de Sănătate. Avem invitat în platoul nostru de astăzi pe domnul dr. Ovidiu Alexinski, medic primar psihiatru și coordonatorul programelor NoAddict din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași. Bine ați venit, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație! Tema noastră este una din domeniul dumneavoastră, dependențele. Sunt românii dependenți? Au ei dependențe? O să ne povestiți un pic care ar fi dependențele românilor, diferă ele de dependențele altor persoane din lumea aceasta mare? Sau suntem la fel cu toții? Da, întrebare excelentă, așa de spart gheața, și răspunsul scurt este da, absolut, nu diferim foarte mult de alte popoare. În schimb, avem mici particularități legate de dependențe și dacă ar fi să ne referim de, la partea asta de țară, mai ales în Moldova, alcoolul, această substanță minunată, între ghilimele, care este, cum să zicem, vehiculul, lichidul care însoțește viața omului, începând de la botez și până la pomenire, da, până la pomenire, reprezintă din nefericire cel mai mare potențial de abuz în această zonă. În afară de alcool, în general în țară, dar și în această zonă, etnobotanicele, dar și de dată recentă droguri, să zicem, de mare risc, de tipul marihuana sau heroină sau cocaină, au pătruns pe piața românească cu consecințele negative de rigoare. Și ca să răspund comprehensiv cât se poate de scurt, în afară de dependențele astea clasice de substanțe, de dată recent, în ultimii ani, sunt descrise și dependențele sau adicțiile comportamentale. Una dintre cele mai cunoscute fiind jocurile de noroc, dar și ceea ce se numește dependența de rețele, gaming-ul, adicțiile de rețele sociale sau alte tulburări legate de comportament, de acest tip de comportament adictiv. Stilul nostru de viață predispune la tot felul de dependențe. Și aici mă gândesc la latura pur medicală. Mă gândesc la ceea ce este o mare problemă pentru noi toți, obezitatea. Da, fără doar și poate. Ceea ce înseamnă stilul de viață sedentar, cu stropit din nou din belșug de substanțe, dar și presărat de stres, de o menghină invizibilă, zi după zi după zi, de incertitudinea a ceea ce înseamnă viitorul, ziua de mâine. Vedem că mai ales în această perioadă extrem de dificilă în care oamenii, societatea încearcă să înțeleagă complexitatea problemelor socioeconomice generate de pandemie, dar provenite mult înainte, acum doar culegem rezultatele, semințele a zeci de ani de probleme adânci, educaționale și sociale. Toate aceste lucruri fac ca presiunea exercitată asupra individului să fie una foarte, foarte mare. Timpul, managementul timpului, gestionarea timpului cu o lipsa unui program structurat care să îmbine partea lucrativă, partea ocupațională cu petrecerea timpului liber, sport, sală, not, tot ceea ce reprezintă ieșirea din static, din inerția asta a noastră de a face lucrurile. Și aici, noastre psihice, și aici românii sunt experți, circulă mulțime de bancuri, poante, despre de când, de luni merg la sală, de când, de pe 1 ianuarie mă las de fumat, de când, de luna viitoare îmi propun să fac altceva. Toate lucrurile astea se neintrând într-un ritm, neexistând un push
cu adevărat, să zicem, important pentru a face anumite lucruri și a imprima un alt pattern comportamental, toate lucrurile astea ajung să se târie pe o perioadă din ce în ce mai lungă, iar lipsa activității fizice, lipsa mișcării și lipsa unei forme de activitate fizică structurată, fie că vorbim de jocuri colective, fie că vorbim de simplă alergare prin parc, își spune cuvântul inclusiv asupra, să zicem, a dietei și a stilului de viață, stilului care de viață, poate avea ca și consecință un status supraponderal sau chiar obezitate. Este o dependență faptul că ne așezăm în fața calculatorului, ne jucăm sau a telefonului și începem să roadem. Da. Da, iar aceste... Iar toate aceste substanțe care nouă ne fac plăcere, sigur, și care conțin o groază de substanțe, toată lumea le numesc euri. Da, sigur, sunt codificate așa. Dar foarte multe din ele știm cu toții că ne condiționează la nivel cerebral și ne fac să ne dorim acele mâncăruri, exact, cu acele arome, pentru că, dragul de el, creierul nostru are memorie. E hamsterul în rotiță, care se învârte, așa este. Așa este, iar aceste minunate instrumente pe care le avem toți prin buzunare sau prin poșeți sunt extrem de adictive, au un potențial de adicție extrem de ridicat, adică de dependență. Un exercițiu util pe care eu îl recomand tuturor, nu doar pacienților, dar tuturor, este aceea de a-și instala orice fel de aplicație de monitorizare a timpului pe care îl petrece fiecare cu telefonul deschis pe diverse activități, fie e-mail, fie rețele sociale, fie surfând pe Google, pe Dr. Google, cum glumeam noi. Și vom avea surpriza neplăcută că petrecem mult mai mult timp decât credem sau decât putem să acceptăm că o facem. Dumneavoastră cunoașteți aceste mecanisme. Vi s-a întâmplat vreodată să căutați o informație și să vă pierdeți în altele? O, da. Fără doar și poate. Nu odată, de foarte multe ori. Cu siguranță cu toții am pățit așa. Exact. Am fi... Iar agresiunile cu tot soiul de reclame, da? Da? Așa se întâmplă cu orice. Fii ipocrit să nu recunoaștem faptul că toți suntem furați, inclusiv eu. Suntem furați de o anumită idee sau o anumită informație sau de o anumită imagine și care te duce la altceva și la altceva și la altceva. Este un ciclu, cum să spun, creat să se întâmple așa, ăsta fiind de altfel unul dintre mecanismele care se află în spatele creării de anumite jocuri cu niveluri de dificultate, cu anumite premii pe care le primesc jucătorii și care imprimă un sentiment de câștig și un sentiment de obținere a unei satisfacții ca de învingător. În fapt, lucrurile sunt stând un pic diferit. Dar da, pleci de undeva și fără să-ți dai seama, tiptil, târâși, ajungi în cu tot o altă direcție și la un moment dat poți chiar să uiți de la ce ai plecat, de unde ai plecat și să ajungi în cu totul altă. Asta este mirajul tehnologiei, asta este mirajul instantaneului și accesului instantaneu la bune și la rele. Și câteodată și capcanele, pentru că știm cu toții că au fost jocuri care până la urmă au ajuns să fie interzise. Da, da. Prin agresivitatea asupra structurii psihice, dumneavoastră ne puteți spune mult mai bine acest lucru. Da. Așa este, pentru că jocurile, imersiunea asta în virtual, într-o lume 3D extrem de, care seamănă foarte, foarte mult cu realitatea înconjurătoare și care îți permite, care nu este girată de niște reguli ale societății, dă la un moment dat senzația faptului că poți să faci orice, copiii pot împușca pe diversi adulți, alții pot conduce mașini neavând vârsta necesară, se pot produce accidente, poți sări cu parașuta, poți face fel de fel de lucruri, poți construi. Ori lucrul ăsta în mod clar că pentru un creier
de copil, de tânăr, neformat, care nu are încă o arhitectonică solidă morală asupra ceea ce înseamnă societatea și regulile după care este guvernată. Societatea poate să imprime ideea că aproape orice este permis și că mici alunecări de la normele sociale sunt permise. Bineînțeles, asta în conjuncție strânsă cu o educație, să spunem, firavă sau cu o lipsă de implementare a unor principii etice și morale încă începând din școală sau de acasă. Ori la români se știe că cei 7 ani de acasă sunt fragili. Da. Stau și mă gândesc înainte de era virtualului, creierul nostru era mânjit de iluzie. Iar iluzioniștii, și asta mi-aduce aminte, pentru că am trăit o astfel de experiență și am văzut cât de ușor poate fi mințit creierul nostru, creierul nostru matur, cu banale instrumente de iluzionism. În momentul în care eram în Blois, la Casa Iluziilor, da? A celebrului iluzionist, Houdin, da? Evident, am ajuns în camera în care, punându-ne în frunte acele oglinzi, intram în imaginile virtuale, care erau reconstruite. Era foarte greu să accepți, cu toate că știai foarte clar că mergi pe o podea, în momentul în care priveai imaginile din acele oglinzi reconstruite, erai în aer, trebuia să calci prin tot soiul de obstacole, pentru creier erau prăpăstile cele mai înfiorătoare, era suficient să privești înalt cu colțul ochiului ca să revii la realitate. Dar am ajuns exact la ce spuneați dumneavoastră, creierul foarte ușor poate fi mințit. Foarte, da. Foarte ușor. De fapt, este vorba de reconstrucția noastră interioară, care ține foarte mult de felul în care psihicul nostru percepe și procesează informațiile, dar ține și de capacitatea noastră de a discerne dintre fals și real. Și să știți că lucrul ăsta este valabil nu doar în iluzionism, este folosit foarte mult și în psihologia modernă și este folosit foarte mult chiar și la crearea, bine, și în industria cinematografică și are foarte, foarte multe aplicații. Sigur. Dar este într-adevăr fascinant să vezi cum poți da semnale, să zicem, prelucrate, ca să spunem frumos, creierului și el să le interpreteze ca fiind reale. Ori lucrul ăsta legat de adicții, dacă ar fi să legăm repetat, repetitiv, pentru că la urmă urmei substanțele cu potențial adictiv practic dau semnalul creierului că un lucru plăcut, excepțional ți se întâmplă și că numai lucruri bune, ești ferit de pericole, îți dă o stare de relaxare, de euforie, de liniște, de pace, de ataraxie, de cum vreți să o numiți și care induce ideea faptului că lumea drogurilor este o lume în care poți evada, ești în siguranță și în care nu ți se poate întâmpla nimic. Lucru complet, complet rupt de realitate. Este practic o iluzie generată de substanțe și care prin caracterul repetitiv și mai ales prin predictibilitatea repetării comportamentului poate duce la dependență. Haideți să ne reîntoarcem la dependențele noastre, cele de toate zilele, dependențele cu care lucrați dumneavoastră, cu care sunteți obligat de cele mai multe ori să lucrați, să luați atitudine, să le tratați, da? Cu toate mijloacele. Ar fi ceva mai deosebit la noi, la români, ne-ați spus, suntem aceiași, este clar. Asta este clar. Creierul nostru este același, da. Indiferent că sunt aici sau la mii de kilometri distanță sau în orice colț de lume. Da? Mijloacele noastre, până la urmă, de condiționare psihică, sunt aceleași. Suntem noi condiționați de lucruri bune? Da. Există riscul să picăm mai ușor și să fim condiționați de vești proaste? Sau, în principiu, există un echilibru și aici? Excelentă întrebare. Românii, da, sunt un popor extraordinar cu o capacitate
plastică fenomenală de adaptare la niște lucruri care multora din alte culturile s-ar părea rupte complet din context. Pe de altă parte, această capacitate, asta ar fi bine. Așa. Pe de altă parte, această capacitate extraordinară de adaptare la bine, la rău, vedeți că noi suntem, cred că singurul popor care a îndurat până la sfârșit 50 de ani de comunism cu stoicism din Europa, cel puțin suntem mulți. Da, am pus în spinare. Da, da, da. După care când am rupt lanțurile, le-am rupt cu totul. Acum am trecut exact de cealaltă parte a baricadei, de capitalism sălbatic și de înțelegere greșită a libertății, sau mă rog, deformată a ceea ce înseamnă libertatea. Ori această plasticitate deosebită a poporului român, această capacitate de a se modela comportamental în funcție de nevoi, în funcție de, să zicem, de anumite racile sau anumite condiționări sociale, ne face să uneori să sărim calul, uneori să avem senzația că putem face lucruri nepermise, să nu respectăm anumite lucruri, să credem că suntem structural mai diferiți decât alții și că noi rezistăm față de alții. De-aia suntem pe locul întâi la alcoolism, la bărbații tineri din lume, nu din Europa. De-aia sunt consumatori de tutun, țigări, fumători minori, cei mai mulți la noi, de-aia se consumă etnobotanice foarte, foarte mult, pentru că ideea, una dintre ideile implantate în psihologia, să zicem, noastră comună, în cultura noastră, este aceea că noi putem face față la lucruri și la evenimente la care alții cedează. Pe de altă parte, vestea bună este că cu ajutor și cu un pic de direcționare și cu un pic de ajutor specializat, toate aceste lucruri pot fi recanalizate și nu este, cum să zic, nu este totul pierdut în momentul în care o persoană conjunctural pierde frâiele consumului, dacă ne referim la alcool sau ne referim la substanțe. Mai prost este în momentul în care ajung din nefericire în stadii extrem de avansate. Ori percepția ultimelor luni și ultimilor ani este aceea că din ce în ce mai tineri, din ce în ce mai afectați de băutură și de substanțe, se prezintă în urgență de multe ori în momentul în care foarte puține lucruri se mai pot face sau uneori chiar nimic. Aici este marele clench că zi după zi un asemenea comportament nociv, profund nociv și repetitiv poate duce la distrugerea până la urmă chiar și ștergerea personalității persoanei respective, la abulie, la lipsa voinței, la incapacitatea de a-și mai controla comportamentul legat de consum și în final la scăparea completă a hățurilor, a ceea ce înseamnă consumul respectiv. Socializează românii astăzi în aceeași măsură cum o făceau în urmă, să spunem, cu 10-15 ani? Care este părerea dumneavoastră? În aceeași măsură s-au schimbat comportamentele? În momentul în care mă refer la socializare, mă refer la capacitatea de a discuta unii cu alții. Au ei aceeași deschidere către noi, medicii? Avem noi timpul necesar să comunicăm eficient și să ascultăm real problemele lor? Este o rușine să spui sunt alcoolic, dar vreau să scap de această problemă? Da. Fumez prea mult, dar mi-aș dori să scap de această problemă? Și restul, vin ei în întâmpinarea dumneavoastră? Da, așa este. E o problemă uriașă, iar sensul, să zicem, cheia de bolta programelor No Addict, aceasta este de sensibilizare a opiniei publice, de sensibilizare a oamenilor că se poate și altfel, se poate schimba acest model comportamental, se poate rupe bucla asta vicioasă de consum, revenire după efectele substanței și reluarea consumului.
și de imprimarea unui alt tip de comportament, a unui alt stil de viață. Iar referitor la întrebarea, mă rog, extrem de amplă pe care ați pus-o, dacă ne dăm un pic mai în spate și privim încadramentul general, sunt modificări importante în felul în care relaționăm. Și ca să dau doar un exemplu, un studiu pe care încă îl derulăm în România, inclusiv noi, dar un studiu mare internațional, COHFIT, ne-a arătat ca și rezultate preliminare faptul că românii, fie și datorită pandemiei, dar asta este o realitate acum, sunt mai anxioși, mai depresivi, mai stresați, mai predispuși la consum de substanțe și mai cu sentimentul singurătății și cu o creștere a sentimentelor de nervozitate și de furie pentru tot ceea ce reprezintă necunoscutul. Ori toate lucrurile astea pot sugera faptul că s-a produs un shift comportamental și inclusiv la nivelul comunicării sociale în ultimii ani. La nivel observațional, empiric, cum foarte bine ați sesizat, acest lucru are impact inclusiv asupra relației, alianței terapeutice, care ar trebui să fie una pe același nivel între medic și pacient. Nu suntem noi cu stea în frunte, medicii. Noi trebuie să ne adaptăm, într-adevăr, celui din fața noastră, dar această adaptare trebuie să înțelegem și noi și pacientul că trebuie de pe poziție de egalitate. Nu înseamnă că noi suntem mai sus și pacienții mai jos. De multe ori avem surpriza plăcută ca pacienții să știe mai multe lucruri dintr-un anumit domeniu decât noi. Deci este un echilibru pe care îl putem obține în relația terapeutică, în alianța cu pacienții. Și la nivel de comunicare, tot acest sentiment de emarginare, de excluzie socială la care unii dintre pacienți au fost supuși în ultimii ani. Lipsurile, neajunsurile, incertitudinea a ceea ce le va aduce ziua de mâine, lipsa unor informații așa cum trebuie, din surse sigure, lipsa la unii a mijloacelor de trai decente, măcar minimale, dacă nu mai mult. Toate aceste lucruri au pus și pun în continuare o presiune uriașă asupra lor, cu repercusiuni dintre cele mai negative, inclusiv asupra relației cu restul, dar și cu medicii. Vedem că presa, o parte a presii, scoate în evidență cazuri negative, izolate, de vaccinări la chiuvetă, din medici care poate n-ar face ceea ce se așteaptă să facă. Dar, încă o dată, astea sunt cazuri izolate și care în orice societate ies la lumină și care nu reprezintă în niciun caz, nu pot pune o anatemă asupra întregului corp profesional. Ori lucrurile astea înțelese și prezentate într-o manieră de către presă, într-o manieră transparentă, dar păstrând echilibrul profesional și păstrând doza de, să zicem, de singularitate sau, mă rog, de paucitatea acestor cazuri, cred că lucrurile pot fi reconstruite în perioada următoare sau măcar tragem speranța că ar putea fi reconstruite în perioada următoare, bazate pe o încredere reală și pe un dialog, spuneam, de la același nivel între medic și pacient, de data asta pus pe bazile unei relații, cum să zic, deschise și absolut autentice, în beneficiu până la urmă al pacientului, pentru că medicul este un instrument extrem de sofisticat, cu o mulțime de cunoștințe în spate, dar care servește binele din punct de vedere sanitar al pacientului. Deci ar trebui, până la urmă, pacienții noștri să înțeleagă că prezentarea la un medic este pentru informația corectă medicală. Sigur. Vis-a-vis de bucățica lui, de nișa lui, de boala lui. Absolut. Pentru că trebuie să recunoaștem cu toți,
Este un mare element de frustrare pentru un medic când îți vine pacientul și spune, am citit, eu am aia, dați-mi biletul sau radiografia sau... Nu de puține ori m-am văzut în situația în care am spus, da, nu este nicio problemă, vă dau o radiografie de genunchi. Dar vă citiți singur? Exact, da. Nu ar fi mai bine să mergem la specialistul de genunchi și să decidă el dacă aveți nevoie de investigația aia sau poate vă trebuie altceva? După care să și citească și să veniți și cu tratamentul și să vedem ce avem de făcut în continuare? Așa este. Așa este. Este cumva este doctor Google un alt soi de dependență a românului? Da, și nu numai? Doctor Google și nu numai, da. Vedem că sunt și altele, sunt și entități de inteligență artificială mai nou care emit diagnostice. Dar așa este, digitalizarea asta forțată și impactul uriaș pe care îl are internetul asupra vieților tuturor, a adus și cu, după sine și forumurile experților, da, în vaccinologie, în boli infecțioase, în epidemii. Toate lucrurile astea au făcut ca să vicieze imaginea pe care ar oare un medic în societate, acela de interfață medicală. Dacă vorbim de medic de familie, este piatra de temelie a oricărui sistem de sănătate și omul cel mai important, fără doar și poate, care direcționează ulterior către resursele de sănătate pacienții. Cu atât mai mult, în momentul în care, ca și pacient, te adresezi unui medic, medic de familie sau de specialitate, te adresezi ca unui profesionist, unui specialist în domeniul respectiv care te poate ghida să poți naviga în siguranță prin sistemul sanitar. Nu ca unui consultant digital, ca unui site pe care scrie 3 simptome și îți aruncă diagnosticul. Da, da, iar toată ideea asta de a veni pentru bilet, pentru radiografie, pentru este... Încă o dată, este o interpretare eronată a rolului medicului, oricărui medic, care este un om care are în spate un sfert de secol de școală, cel puțin, și care reprezintă încă o dată un filtru esențial prin care pacientul își poate rezolva problema medicală. Sfatul medical, consultația medicală, opinia medicală sunt acte care nu pot fi negate sau anulate de cazuri încă o dată singulare și niciun caz de fake news-uri sau de coafarea în scop de senzațional a mass mediei a anumitor evenimente. Cu atât mai important este această, spuneam, alianță terapeutică, această relație terapeutică bazată pe respectul reciproc, pe înțelegerea nevoilor celui din fața ta și modalitatea umană, profund umană. Tot timpul spun că medicina este o profesie profundă, umanistă, în care trebuie să avem deschiderea și o avem deschiderea pentru pacienți, pentru nevoile lor și pentru capacitatea de a-i ajuta să-și redobândească statusul nu doar fizic, dar și psihic funcțional. Exact. Medicii sunt mai mult decât lăcătuși, să zicem, somatici sau lăcătuși psihici, sunt încă o dată, sunt persoane calificate, înalt calificate, care pot ghida și pot ajuta pacientul în demersul de a-și rezolva inconvenientele sănătății, fie că vorbim de cea fizică sau psihică. Haideți să ne reîntoarcem la tema noastră. Dumneavoastră sunteți coordonator. Vă rog să ne spuneți al programelor NoAddict. Vă rog să ne spuneți un pic cum este poziționată România, cum este poziționat medicul român, care este nivelul lui, pentru că eu am afirmat, nu odată, în foarte multe emisiuni, la nivelul tuturor specialităților, că suntem foarte bine poziționați și putem oricând să stăm pe aceeași treaptă colegii echivalenți cu gradele noastre profesionale de oriunde din lume. Pe specialitatea dumneavoastră, cum suntem priviți noi românii
ce facem noi în orașul nostru, în țara noastră, pentru pacienții noștri, ce se întâmplă în altă parte. În altă parte, da. Așa este. Aveți perfectă care dreptate. Care sunt resursele? Aveți suntem noi limitați ca resurse? Din punct de vedere al resurselor umane, avem oameni de o valoare incontestabilă, foarte, foarte buni profesioniști și care încearcă chiar și cu resursele materiale, să spunem, un pic mai restrânse din punct de vedere al mijloacelor financiare, să realizeze anumite lucruri. Dacă ne referim pe specialitatea de care vorbeam, pe sănătate mentală și în special pe programele NOADIC de care mă ocup în mod direct, discutăm de o deschidere extraordinară și de o recunoaștere din punct de vedere al comunității internaționale. De altfel, avem în fiecare an evenimente, conferința NOADIC cu participare internațională, tot ceea ce înseamnă cercetare, articole realizate cu colegi din străinătate. Și anul ăsta organizăm conferință, lucrări. Ori lucrul ăsta, în mod cert, că reprezintă o recunoaștere, dar și o stimulare permanentă a noastră pentru a menține un nivel al calității actului medical și al îngrijirii, chiar încă o dată, chiar și în condiții uneori, să zicem, mai grele din punct de vedere logistic. Pe de altă parte, deschiderea pe care o cunoaște sănătatea mentală și psihiatria în ziua de astăzi către tot ceea ce înseamnă exterior, către ambulatoriu, către a ajunge mai aproape de pacienți, reprezintă fără doar și poate viitorul, crearea și consolidarea unei rețele logice și a unei rețele funcționale cu o retroconexiune, cu un feedback care să conțină medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, medicul de spital, asistentul social din primăria respectivă care cunoaște situația. Toate lucrurile astea este nevoie de a fi implementate și încurajate în continuare în România, pentru că de cele mai multe ori cazurile se pierd, nu există un manager de caz care să urmărească, nu este acest lanț articulat care să urmărească cu adevărat un pacient și să-i ofere tot sprijinul de care are nevoie pentru a nu se produce o recădere la vechiul comportament. Dar da, avem specialiști, avem potențialul și infrastructura pe care se poate construi în continuare, dar climatul și nivelul de finanțare încă, din păcate, lasă de dorit. Deși, iată că cifrele arată că se cheltuiește în România foarte, foarte mulți bani, din ce în ce mai mulți bani în sistemul sanitar, cu așteptări uneori legitime ale populației pentru creșterea calității actului medical, din păcate suntem încă departe și de nivelul de finanțare din alte țări, dar și de să spunem, de condiții, cel puțin condiții hoteliere, dar și condiții de investigație și de tratament, suntem încă departe de ceea ce... Incomparabile. Da, incomparabile. Pentru că noi ne comparăm la nivelul nostru, când cheltuim sub 5% din PIB. Alte țări, Germania ajunge la 7-8%. Cât este PIB-ul la ei, cât este PIB-ul la noi? Sau Franța, la fel, se apropie chiar și mai mult de 10 ani. Și atunci ne gândim că, da, s-au făcut pași importanți, există schimbări, există deschidere către zona de dezvoltare a serviciilor medicale, dar mai sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Vine un pacient care vrea să scape de patima lui. Domnule doctor, am venit la dumneavoastră, mi-am luat inima în dinți, sunt alcoolic. Lumea a început să mă evite, îmi pierd familia, serviciul este pe muche de cuțit. Ajutați-mă! Ce se întâmplă cu un astfel de pacient de la momentul în care el a venit la dumneavoastră, i-ați venit în întâmpinare, până la momentul
ce așteptări ar trebui să aibă un astfel de pacient? Ca și timp, ce ar însemna? Așa există este. Comunități de astfel de oameni, se sprijină ei, între ei, așa cum vedem în filmele străine? A, așa este. Una dintre marele necunoscute o reprezintă percepția publică asupra ceea ce înseamnă un program de recuperare. De media cele mai ne multe ajută? Ori, ne destul ajută de puțin, suficient? Destul de puțin. Deși este o problemă uriașă de sănătate publică, sigur, în România, sigur. Tot ceea ce reprezintă probleme legate de alcool, cu toate acestea sunt puține. Sunt și puține programe, dar și puține inițiative de popularizare a riscurilor pe care le reprezintă consumul excesiv de alcool în societate, pentru tineri, pentru oricine. Revenind la întrebarea foarte bună pe care mi-ați adresat-o, de cele mai multe ori familiile caută sprijin și caută în primul rând informații legate de ce reprezintă o recuperare, ce reprezintă un program pentru cei cu probleme legate de alcool, cât durează, cât costă, cine este implicat, ce structuri sunt implicate. Este și psihiatru, dar este și psiholog. Sigur. Ce înseamnă lucrul în echipă? Ce înseamnă echipa lucrul în echipă? Medicală? Da. Cât de important combinația este. Combinația între diversi profesioniști? Da, și atunci noi, prima noastră reacție și prima noastră intervenție este aceea de educație, de psihoeducație, încercând să explicăm familiilor ce reprezintă un asemenea program, cât de important este evaluarea comprehensivă pe cât posibil a pacientului. Asta înseamnă fizică, psihică, psihologică, emoțională, socială, deci tot ceea ce înseamnă aria noastră de funcționalitate câteodată pe diverse. Câteodată deloc de neglijat și spirituală. Absolut. Și în condițiile astea, după evaluarea aceasta inițială, care poate fi realizată prin spitalizare sau în ambulatoriu, ulterior, împreună cu pacientul și familia, se conturează un plan de management terapeutic în funcție de problemele decelate, în funcție de problemele pe care le cu pași de urmat și cu ținte de atins, adică foaia de parcurs a pacientului, care, încă o dată, poate dura mai mult sau mai puțin. Individual. Da, este individualizat. Fiecare are ritmul lui. Planul este individualizat, cum nu sunt doi oameni la fel, nu sunt două. Sigur. Nu, este fiecare la... Sigur. Chiar dacă aparent lucrurile uneori par la fel, nu sunt chiar la fel, diferă foarte, foarte mult. Fiecare om cu background-ul lui, cu istoricul lui, cu problemele lui, cu educația lui, cu suportul sau nu sociofamilial, ori toate lucrurile astea au impact și influențează parcursul pe termen lung. Importantă, vital este sprijinul familiei, suportul familial, integrarea familiei în programele de recuperare și, bineînțeles, acolo unde este posibil, includerea familiilor în comunități multifamiliale sau în grupuri de suport de tipul AA, dar și a cluburilor pentru alcoolici în recuperare. Sunt și în România, sunt și în Iași, asemenea comunități, și toate aceste lucruri, în primul rând, trebuie știute și, în al doilea rând, puse în aplicare și menținut legătura cu specialistul și cu echipa. Încă o dată, totul se face în ziua de astăzi în echipă, psihiatru, psiholog, asistent, eventual, dacă este nevoie și de sprijin spiritual, toate aceste lucruri au o influență foarte, foarte mare asupra parcursului bun și solid pe termen lung. Iar recuperarea este un proces dinamic, nu durează o zi, nici o săptămână, poate nici o lună. Da, o dezalcoolizare, o dezintoxicare poate dura o săptămână, două, dar este primul pas, este piatra de temelie pe care se poate construi ulterior parcursul abstinenței și sobrietății, care înseamnă imprimarea unui alt stil de viață, a unui alt model de comportament, sigur, decât cel anterior, bazat pe da, consum. Sigur. Sigur. Ce alte dependențe serioase
ajung la dumneavoastră? Depinde cum, ce înțelegem prin serioase. Tot felul. Rup, serioase, să spunem, mai frecvente. Frecvente sunt inclusiv dependența de fumat, inclusiv etnobotanice, inclusiv dependențe legate de alte, de mulți, din ce în ce mai mulți în ultima perioadă cu consum de cannabis, foarte, foarte mulți, dar și dependențe comportamentale, cele legate de jocuri sau de, spuneam, de utilizarea tehnologiei, care sunt din ce în ce mai importante. Pe lângă astea, trebuie să menționăm faptul că foarte mulți dintre cei care se adresează o fac pentru o dependență sau o problemă legată de substanțe sau de joc, dar au pe lângă acest lucru mai au și alte probleme, anxietate sau poate depresie sau poate chiar o tulburare psihotică sau subpsihotică care este decelată în momentul în care se prezintă pentru problema care crede că este cea importantă. Ori în acel moment trebuie să tratezi, trebuie să ataci pe mai multe fronturi, pentru că lăsând neacoperită depresia sau anxietatea, nu-ți maximizezi șansele de reușită pentru partea de adicție, de dependență. Așa că totul reprezintă o dinamică continuă, trebuie reevaluați pacienții, trebuie menținută contactul, dar rezultatele sunt dintre cele mai bune pentru cei care se țin de tratament și înțeleg că împreună cu familia, zi după zi, săptămână după săptămână, păstrând, să zicem, imprimând un anumit ritm de schimbare, reușesc să realizeze pași foarte importanți, de data asta pe teren solid, nu pe nisipurile mișcătoare ale adicției. Ați pomenit despre etnobotanice și, evident, folosit frecvent cuvântul cannabis. Știm că și la noi, în România, s-a introdus legislația pentru utilizarea terapeutică a cannabinoizilor, ținând cont și de atestatul dumneavoastră în îngrijirea paliativă. Poate o să ne povestiți puțin despre opioizi? Care este diferența între administrarea opioizilor pacienților aflați în durere severă, când anume administrăm cannabinoizii în scop terapeutic, și ce risc există de administrarea acestor substanțe în lipsa unei afecțiuni medicale serioase? Da, excelentă întrebare și, într-adevăr, există mituri legate de utilizarea opioizilor care cred că merită a fi pomenite și a fi avem mai multe tipuri de dependențe? Desfăcute. Avem mai multe tipuri de dependențe. Cert este că o utilizare în scop terapeutic a opioizilor pentru cuparea durerii este profund diferită de utilizarea în scop recreativ a opioizilor. Avem acolo dependență? Nici poveste. Este un mit extrem de frecvent legat de utilizarea morfinei sau altor opioizi la persoane cu stări terminale. Dar dacă aș lua eu o persoană care nu am durere morfină, aș deveni un morfinoman? Da, folosită în scop recreativ și pentru efectele sale psihoactive. Și să sperăm că și studenții noștri vor înțelege lucrul ăsta. Da, aici ține mult și de felul, modalitatea în care reușim să sensibilizăm tânăra generație la ideea că există recomandări cât se poate de clare, fundamentate științific privind utilizarea opioizilor în practica medicală, și că vorbim de îngrijiri. Sigur, și mai ales cantitatea morfină inițială cu care trebuie dozată început, în funcție de cantitatea de durere a pacienților absolut. Există scale analog-vizuale, există metode obiective de
cuantificare și de urmărire a nevoii de opioid, iar făcute în condiții controlate și pe bază de prescripție medicală, sunt absolut sigure. Potențialul de abuz este minim, dacă nu, să nu spunem neglijabil, sigur. Pentru că nu vorbim de aici de persoane care iau opioizi pentru că vor să se evadeze din cenușii existențiale, au opioizi pentru durere, au opioizi pentru a-și acoperi nevoi absolut stringente și legate de sănătate. Același lucru este și pentru cannabis. Nu, la cannabis aș spune că nu sunt unul dintre susținătorii, să spunem, neapărat să ai utilizării sale medicale. În schimb, există un nivel de dovezi științifice asupra utilității sale, bineînțeles că nu vorbim de tetrahidrocannabidiol, de latura neapărat psihoactivă, euforizantă, ci vorbim de alte componente, dar încă o dată există un nivel destul de substanțial de dovezi asupra utilizării în scopuri medicale, controlat și pentru anumite prescripții a cannabisului. Din nefericire, cu ceea ce ne lovim noi, discutăm de fapt despre un consum în scop recreațional al cannabisului, dacă ne referim și necontrolat a cannabisului pentru efectele sale psihoactive, intens psihoactive, ajungând tineri, ajungând persoane cu un consum foarte, foarte mare. De foarte mult timp vin direct cu tulburări psihotice bine conturate legate de utilizarea în exces a cannabisului. Fumează foarte mult, fumează în situații de mare risc, inclusiv în utilizarea condusului auto sau în situații în care n-ar trebui să consume, când ar trebui să facă cu totul altceva. Și atunci, în mod cert, că acest lucru interferează profund cu funcționarea lor, atât socială, cât și la până, serviciu și până la urmă, reactivitatea noastră neuromotorie. Da. Nu, sunt realmente, unii dintre ei sunt atât de profund marcați de consumul uriaș de cannabis de foarte mulți ani, încât dezvoltă o ștergere progresivă a voinții, a tuturor, să zicem, a drive-ului de a face ceva, de a se implica în activități, un adevărat sindrom motivațional cu o lipsă de a-și regăsi plăcerea și interesul pe care înainte le avea. O parte, da, în depresie, dezvoltă tulburări depresive, dar mulți, foarte mulți, îngrijorători de mulți, dezvoltă tulburări psihotice legate de utilizarea în exces a cannabisului, ceea ce aparent înainte nu se întâmpla, pentru că, nu știu, accesul era altul, dar poate că și pentru că exista un anumit nivel de educație medicală, poate și din școală, poate și de acasă, și care spunea că drogurile o fundătură, te aduc o pantă alunecoasă extrem de abruptă și care au o finalitate extrem de tragică. Acum lucrul ăsta nu se mai întâmplă, vedem că suntem înconjurați de o relaxare a întregii societăți în ceea ce privește consumul recreațional, în special de cannabis. Sunt foarte multe state, nu doar americane, dar și din Europa, se permite un anumit consum, o anumită cantitate, da, în scopurile respective, dar fără a se lua în considerare neapărat potențialul, încă o dată, extrem de periculos al cannabisului pe termen lung. Pentru că și alcoolul, în final, deși este o substanță legală, disponibilă, accesibilă, vedem consumată în cantități mari și perioade lungi de timp duce la tragedii. Și până la urmă degradare. O spargere a homeostaziei familiale, sociale, a persoanei respective, cu împingerea către marginea societății a persoanei respective, cu familii care se destramă, cu copii lăsați pe izbeliște, pe drumuri, cu o
încă o dată, cu alunecare din punct de vedere socioeconomic. Sunt oameni care erau înainte foarte bine ancorați social, economici, care din cauza alcoolului sau altor substanțe au ajuns pe stradă, literalmente. Să sperăm că am reușit să tragem un real semnal de alarmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră în emisiunea noastră de astăzi și vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii. Mulțumesc frumos!